Bine v-am regăsit și bine ați venit cei care v-ați abonat mai nou pe canal. Am mai procurat câteva mici accesorii și unelte pentru atelier și ca de obicei îmi face plăcere să fac un clipuleț în care să vă arăt și vouă ce am luat și la ce o să le folosesc. Foarte puține de data asta. Avem un echer multifuncțional așa pe care l-am găsit în Dedeman de la Holzer. Eu l-am luat pe ăsta în special pentru că îmi trebuie și mi-a trebuit când am făcut mansarda să găsesc unghiurile ca să tai OSB sau lambriu. De exemplu, am avut undeva o ramă și ca să-i aflu unghiul am venit cu această unealtă mică, simpatică, foarte ușor de folosit și de purtat după mine în geanta, în buzunarul de scule pe care îl port la curea. Așadar, cum se folosește? Foarte simplu, asta se fixează pe una din laturi și cu asta o să caut unghiul celei de-a doua rame, să spun așa, celălalt capăt al ramei. Odată, de exemplu, să zicem că am această formă și am nevoie să tai o foaie de OSB cu acest unghi. Am venit, am găsit unghiul, am strâns de aici cu această clemă, l-am înțepenit. Pe urmă îl folosesc foarte simplu ca un șablon. Merg pe piesa pe care am nevoie să o tai, am trasat și asta o să se potrivească la fix în locul pe care o să îl acopăr cu OSB, cu lambriu, cu gips carton sau cu ce am nevoie să acopăr acolo. Are și niște gradații aici pe această riglă ca să mă pot folosi atunci când trasez. De altfel, dacă puteți observa, aici are niște gradații cu niște unghiuri. Cu asta mă pot folosi să trasez pe o piesă din lemn. O să vă arăt și cam cum se procedează. De exemplu, dacă vreau să trasez la un unghi de 40 de grade, va trebui să aliniez această riglă cu linia asta de aici, de la 40, 30, 15 și ați prins ideea cam cum se folosește. Mai are și o bulă aici, foarte utilă. Haideți să vă arăt câteva situații mai ușor pe coperta asta cu care a venit, ca să înțelegeți mult mai ușor despre ce este vorba și cam cum se poate folosi. Vedeți, deci aici îl pot folosi să trasez, să zicem, unghiul la 45 sau depinde ce am nevoie, să tai o șipcă, la fel și în partea asta. De asemenea, dacă vreau, deci bula aia mă poate ajuta să îl pun în nivelă și în felul ăsta pot să-mi dau seama dacă am pus în mod perfect vertical, dacă am prins o șipcă sau ceva. Deci este foarte util, o jucărie care nu a costat foarte mult. Mai arată aici o schemă cam la ce se poate folosi, deci o chestie foarte practică. Am mai văzut de pe la alte firme ceva de genul ăsta, un pic mai mare, atunci când o să-mi trebuiască ceva mai mare o să fac rost și de ceva mai mare. Și se strânge foarte simplu, se bagă așa, l-am înțepenit și pe ăsta pot să-l car după mine foarte comod, fie în geanta pentru scule, fie în buzunarelul ăla de la Makita pe care îl port eu de obicei la curea. Am mai găsit așa două prese de genul ăsta așa, de la Tolsen, firma Tolsen. Vedeți că ne dă și dimensiunile, 50x150 de milimetri. Mie îmi plac foarte mult astea pentru că sunt metalice, deci au capetele astea de prindere din metal și le pot folosi la sudură în special. Cu astea prind, fixez foarte bine piesa pe care am nevoie să o sudez și nu risc să topesc nici presa și mai am tot ceva în genul ăsta cumpărate din Brico Depot, cam același sistem, pe astea nu scrie nimic. Aceleași dimensiuni, 50x150, sunt identice și ca formă și ca materiale folosite. Astea am dat undeva la 12 lei, dacă nu mă înșel, pe amândouă luate din Brico Depot. Sper să nu mint.
la preț. Și astea sunt luate dintr-un magazin. Deci sunt la fel. Mie îmi plac, v-am spus, foarte mult pentru că mă ajută la sudură. Aici am luat două bucăți. Am găsit în Dedeman două discuri de genul ăsta, așa, zice că sunt pentru debitat piatră. Da, deci scrie pe el stone și plastic. Am luat din pură curiozitate să văd dacă pot să tai beton. Am o porțiune la un trotuar pe care vreau să-l decupez, să-l continui. Și fiindcă era foarte ieftin, deci 18 lei, merge la flexul meu de 230 și dacă reușesc să tai betonul cu ăsta, deci chiar sunt foarte curios, ăsta este la fel. 125, ăsta e pentru polizorul cel mic. Și mai am aici o chestie, tot așa am găsit-o într-un magazin, o pânză pentru circular Rider. Asta am găsit, aș fi vrut să iau ceva Bosch, nu am găsit, am văzut-o pe asta, am luat-o pentru circularul Evolution, cel pe care l-am primit de la Evolution Power Tools, pânza pe care o folosesc în mod curent, cea cu care a venit în set. Am impresia că s-a tocit un pic, pentru că în lambriu îmi taie un pic cam prost. Îmi rupe marginile și numai puțin să vedem cu ce o desfac. Da, deci este o pânză pentru lemn Rider de 210, exact cât are fierăstrăul meu, circular. Și inelul interior este de 25,4, că atât are ăla. Un format un pic cam nepopular ăsta, de-aia nu prea se găsesc așa ușor pânze pentru el. Și undeva aici trebuie să scrie și grosimea pe care o are, dar nu văd, are 24 de dinți din ăștia, așa, cu pastile Vidia. Nu văd unde scrie grosimea, o să mă uit pe factură să văd, nici pe pânză nu văd că ar scrie. În fine, abia aștept să montez pe fierăstrău să văd dacă taie ceva mai bine lemn. Cred că o să-și facă treaba și asta. Nu am, deci eu fierăstrăul ăla de când l-am primit îl folosesc pentru chestii destul de mărunte. În primul rând pentru că și dacă aș vrea nu aș putea, are un diametru de numai 210 și nu prea am ce să tai cu el. Îl folosesc la lambriu, la șipcă și din astea mici, materiale mici, așa, dar cred că o să taie și asta, o să-l montez, o să-l probez și o să vedem. Vă spuneam de pânza cu care a venit că cred că a început să se tocească. Eu am impresia că atunci când am făcut testele alea în metal, pastilele alea s-au cam tocit, cu toate că ei laudă și spun că este un disc excepțional făcut în Japonia și așa mai departe. Și nu sunt singurul care s-a plâns de pânza aia că s-a tocit, deci sunt niște pânze mediocre, n-ar fi trebuit să le încerc în metal, chiar dacă ei spun că poți tăia și în metal și așa mai departe. Așadar, o chestie de genul ăsta, nu mai știu exact cât am dat pe ea, nu foarte mult, undeva la vreo 40 de lei pe această pânză și abia aștept să o testez. Mai am un instrument așa pentru grădină, am luat un fierăstrău, dacă reușesc să-l cuprind în cadru, de genul ăsta, cu pânză din asta cuprindere cu pârghie de la Unior. Are o pânză cu lungime de 60 de centimetri și l-am luat ca să mai tai o crăcuță la un pom ceva atunci când nu am chef să pornesc drujba pentru ceva mic. Foarte util în prin grădină la tăia de câte ceva. Pânza asta e de tip pilana, așa. O să văd, este perfect nou, nu l-am folosit, nu l-am probat până acum. O să vedem cum se descurcă. Cam atât pentru clipul ăsta, n-am luat foarte multe lucruri, dar am zis să vi le arăt și vouă. Merg să montez pânza pe fierăstrău, să văd în primul rând dacă se potrivește, dar ar trebui să se potrivească. Și o să-i fac o scurtă probă și sper să tai un pic mai bine cu ăsta, cu discul ăsta, cu pânza asta de la Rider. Astea sunt bulgărești Rider. Niște scule, așa. Ok, haideți să vedem care e treaba cu pânza asta, dacă reușesc să
o montez pe asta. Ok. Sunt și foarte curios să văd dacă reușesc să tai ceva un pic mai bine cu pânza pe care am luat-o. Deci, asta este pânza cu care a venit fierăstrăul atunci. Nu știu cât de bine puteți voi vedea. E destul de puțin uzată, nu am tăiat foarte mult. Aia a fost singura ocazie cu care am tăiat fier, în rest am tăiat doar lemn cu ea. Iar dinții ăștia se prezintă cam așa. Nu par tociți, dar oricum la ochii n-am cum să-mi dau seama. Bun, haideți să vedem dacă se potrivește pânza pe care am luat-o de la Rider. Sunt și foarte curios. Da, deci măsura este bună. Îi punem șaiba la loc și cu piulița o strângem foarte bine. Perfect. Verific un pic la canal să văd dacă îmi dă bine un canal. Deci este destul de bine centrată. Haideți să facem și o scurtă probă. Avem această foaie de lambriu de 12. O strâng aici, o prindână în clema asta cât de cât. Așadar, haideți să vedem. Ok. Vedem și cum taie. Cam așa arată marginea tăiată cu pânza asta. Rupe puțin, dar e destul de bine față de aia veche de la Evolution. Deci, pentru un lambriu este suficient de bine, considerăm că oricum vin bachete de mascare. Deci, eu sunt mulțumit. Iar asta este o tăietură făcută cu pânza veche Evolution înainte să o schimb pe asta. Vedeți că îmi rupe un pic cam urât marginile astea. Deci mult mai prost taie decât cea de la Rider pe care abia am cumpărat-o.